Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă arăt eucaliptus germinat, ce noutate bună! Acum 2 săptămâni în urmă am semănat semințele și am făcut video, am să vă las linkul în descriere și în colț și super că au germinat. Data plantării 30 martie 2021, aici am scris, soil se numește Eucaliptus pulverulenta Baby Blue. Ok, și iată așa arată deja, super au crescut. De fapt, au germinat în mai puțin de o săptămână, foarte rapid și pe urmă au început a crește și au ajuns la așa mărime și i-am scos efectul de seră și l-am pus acest ghiveci sub lumina artificială și cresc acolo frumos. Deci, e un soi de eucaliptus care rezistă până la minus 10 și voi încerca, poate va rezista la mine iarna, dar trebuie să fie înlemnit bine, cred eu. În fine, îmi pare foarte bine. Acesta e doar un video că a germinat eucaliptus. Va fi un video scurt. Ce frumos arată! Super, nu? Am să vă arăt de asemenea și de aproape, foarte aproape. Iată cum a crescut eucaliptusul deja de la vânzătorul cel din Portugalia. Super! Hai să vă arăt cum arată pe fundalul de lemn, foarte aproape. Am plantat 20 de semințe și au germinat 19. Rata de germinare reiese că e foarte mare. Asta e bine, ce bine că mi-a trimis semințele proaspete și iată-le. Hai să vă arăt de aproape cum arată, superb. Aici observăm cum au crescut primele frunze și încet încet pornesc și frunzele obișnuite care ar trebui să crească și vom vedea cum vor arăta. Voi posta ceva fotografii pe Instagram sau în comunitate, voi vedea. Deci, super arată, sunt subțiri acum, le trebuie timp până vor mai crește, vor mai deveni mai groase la tulpină. Au de nerăbdare să văd deja, e super, și vom vedea ce miros va avea până când nu are miros, că sunt foarte, foarte mici, niște răsaduri, dar ce super că au germinat. Pământul e umed încă, nu l-am mai udat de atunci, efectul de seră l-am scos, acum o săptămână în urmă. Și deja voi vedea când va începe să se usuce la suprafață, aici voi uda încet, nu chiar mult. Asta e. Super, îmi pare bine că au germinat. Acum hai să îmbrăcăm acest macro-obiectiv pe camera telefonului și să dăm zoom, să vedem cum arată de foarte, foarte aproape. M-am stărit cât de cât să fie imagine mai clară. Asta e, nu am microscop profesional. Uitați-vă cât de frumos. Și frunzulița aceasta super, care deja începe din mijloc să crească, super. Chiar pot să dau zoom, dar calitatea va scădea. Dacă să încerc să dau zoom, mai mult zoom, de exemplu, din telefon dau zoom. Iată, uitați-vă cât de frumos. Acesta e tot zoom-ul. Interesant, nu? Iată așa arată eucaliptusul germinat. Uitați-vă și acesta cât de frumos. Și aceasta, uitați-vă, interesant cum arată. Dar dacă pun normal cum era... Iată așa, parcă sunt niște tălpi. Frumos a germinat. Vom vedea cum vor evolua, îi voi mai lăsa să crească destul de mult, apoi îi voi diviza și voi planta în ghivece separat și voi face video de asemenea. Până atunci mai așteptăm să crească și asta e. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru vizionarea.
până la capăt, asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-vă, puneți like și apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez un video nou. Și dacă doriți să vă abonați la canalul meu de fotografie, linkul se află în colț și în descriere și o zi cât mai frumoasă de primăvară. Pe data viitoare!